Doamnelor și domnilor, bună seara! Ne revedem după o perioadă de absență, 20 septembrie, ca o respirare amplă de toamnă, dar și de data aceasta, probabil, zic eu, nu mă înșeală flerul sau intuiția, să desfășurăm un subiect interesant sau mai multe subiecte în cascadă cu ceea ce ne-am propus noi a fi cândva un fel de emisiune de tradiție, în sensul că să abordăm temele cele mai importante ale zilei cu un specialist în domeniul juridic, cu un avocat. Avocatul Mihai Ștefănoia este din nou în studio, întors acasă, pus hotărât pe treabă, după o vacanță mai mult decât firească și legitimă. Bine ați venit, domnule Mihai Ștefănoia. Bună seara, bine v-am găsit. Domnule Mihai Ștefănoia, nu știu, ori suntem noi inspirați, ori norocoși, una din alta. Noi am vorbit de alaltă ieri să vorbim despre astăzi, despre reierceau ăsta care a pus România pe chituci, care practic aproape a pulverizat țara asta într-un mod destul de elegant, așa, de delicat. Și iată că astăzi aflăm că este subiectul zilei, softul acela blestemat pe care l-au și cei de la casa, care a costat vreo 200 de milioane de euro de la sănătate, și toate softurile care sunt făcute în România de firmele lui Ghiță sau altora, cad pe capete așa cum cad spicele de grâu sub ghilotina aceea gigantică a combinilor clas. Ce se întâmplă? Este adevărat că am hotărât să abordăm acest subiect neștiind, de comun acord, neștiind de evoluția sau involuția, mai bine spus, a situației, fenomenului. În ziua de sâmbătă, dacă rețin... Da, sâmbătă am vorbit. Așa, și vedem astăzi că situația a degenerat, dacă nu era deja... A căzut sistemul și... Da, asta a fost cireașa de pe tort. A pus capac situației generale foarte complicate în care... care a fost generată de scumpirea în mod... nesimțit în termen și tocmai academic, dar... Nesimțit, dar, nu-i termen academic, dar nici cel quantum, mai potrivit, trebuia unul de 100 de ori mai dur. Dacă mă gândesc la quantumul care s-a ajuns scumpindu-se cu de 300%. În unele cazuri și în unele cazuri de 500%. Da. Și mai ales dacă ținem cont de faptul că în ultimul an s-a scumpit cu 150%. Polița IRCA. Adică scumpirea asta atât de semnificativă, aproape anormală, absurdă, absurdă într-o lume normală, evident, dar România nu este de mult timp o lume normală, n-a venit după o perioadă îndelungată de, știu eu, de liniște în sensul acesta. Deci a venit după o perioadă în care, într-un an, în 12 luni de zile, a deja crescut cu 150%. Da, în mod constant, polița RCA a crescut, după cum vă spuneam, cu 150% numai în ultimul an, deși anterior anului acestuia a cunoscut majorări semnificative. Dar probabil dorința de a ne alinia la costurile Uniunii Europene face să crească în mod constant, dar totuși cu 300% este foarte mult, este prea mult, depășim țări cum ar fi Germania, cum ar fi Franța la aceste costuri ale RCA, pune într-o situație foarte, foarte delicată transportatorii. În principal, pe fiecare în parte, dar în principal marele transportatorii firme de transport. Români, capitalul românesc. Da, bineînțeles. În primul rând, nu transportatorii străini care au firme în România sau care au capete de pod în România. Cam înțeles că societățile de asigurări cu transportatorii străini care operează în România au prețuri preferențiale mult mai mici decât erau ale noastre acum un an și jumătate. Da, aceasta este realitatea, dar mai mult decât atât, știm, românul este inventiv. Deja am fost contactat pentru de cunoștințe pentru a mi se cere consultanță în sprijinul de a-și muta afacerea din România,
da? Sediul firmei din România, unde plătesc taxe și impozite. Câte sunt ele? Cum sunt ele? Sună un clișeu. Dar fără ele nu se poate construi țara asta. Bineînțeles. Că am înțeles, nu știu, dumneavoastră știți poate mai bine, că am înțeles că IMM-urile au pe umăr, să nu vă uitați ideea, 85% din PIB României. IMM-urile astea, mici, mai mari, mijlocii, ăștia care au 200 de camioane. Clasa mijlocie susține o economie, susține societatea. Nu mari investitori, nu marile fabrici. Retailerii care își repatriază capitalul în offshore-uri din întreaga lume. Da, și aici ar putea face și asta, ar putea face obiectul unei discuții, unei emisiuni, pentru că implică o discuție foarte, foarte amplă. Da, tehnică, de vreo 2-3 ore, ca să vedem cei, cum își scot băieții cu cei care spun, domnule, am venit în România, poftim, investim, dar ne luăm banii și îi ducem în offshore-uri pe consultanță oareși care. Și rămân aici să plătească doar taxele pe salarii și sau niște salarii de sclavi la niște angajați. Raportându-ne la salariile din Uniunea Europeană, da, putem spune că sunt salarii păi mici. De ce să nu ne salarii de... la salarii la Uniunea Europeană? Păi atâta timp cât ne raportăm la costuri, bineînțeles că, apropo de alinierea, intenția asta de aliniere la normele europene. Încă trebuie și într-un sens și în celălalt demarată această acțiune. Că nimeni, nu cred că este cineva care să nu fie de acord cu așa ceva, dar trebuie cu măsură, cu atenție și cu echilibru, să nu dezechilibrăm, să nu... Cred în situația dată, revenind la ideea pe care am început să o dezvolt, că foarte mulți vor pleca, de exemplu, în Bulgaria. Cei care m-au contactat, vă spuneam, sunt cunoștințe, sunt amici, îmi spuneau că își vor muta sediile firmelor acolo în Bulgaria și cereau oarece consultanță în acest sens pe legislație. Uitați, transportatorii vor să fie un titlu din presă, transportatorii vor să fie lăsați să încheie polița RCA oriunde în Europa. Spun că la Bulgaria este de 9 ori mai ieftină ca în România. Da. Noi în toate clasamentele și în toate, știu eu, raportările la evoluția aceasta a lumii barbare din care chipurile am evoluat, adică unei țări sălbatice din Est, întotdeauna în drumul nostru spre vest, instituțional vorbesc, am fost asociați bulgarilor. Știți, și când cu intrarea NATO și în Europa și așa mai departe. A fost oarecum o concurență. Așa, da, o concurență că... și România-Bulgaria. În tandem, ombilical așa luate. Cum naiba când Bulgaria toate au mers altfel, nu mai vorbim de Albania, că au săpat de 10 ori mai scumpe, mai ieftine autostrăzi în granit, în stâncă și nu în leiul din Moldova și din întreaga Românie. Aceeași firmă. Aceeași firmă, da, Bechterul. Așa, mult, mult, în granit, sapi în granit și nu în bălegarul României. Și cu România la fel, de 9 ori mai ieftină, de 9 ori mai ieftină Bulgaria, referitor la RCA-ul ăsta. Și totuși, toate marile companii de asigurări au supraasigurări în lumea civilizată. Deci adevărații proprietari ai companiilor sunt aceiași și în Bulgaria și în România. Cu siguranță, dacă ne uităm aici putem compara mai multe lucruri. Putem compara, de exemplu, ceea ce a fost până la un moment dat și această piață a creditelor, de exemplu. Aceeași bancă care are filială în România, în aceeași monedă, cu aceeași garanție, dă cu un cost extraordinar de mare împrumut, da? Deci, repet, cu garanție imobiliară, adică un risc zero. Un risc aproape zero, da? Dă împrumut la o dobândă de 10-12% în România, pe când în Italia sau în Germania același împrumut în aceleași condiții de 1-2%. Și atunci, cum poți să te dezvolți ca societate? Atunci putem să numim că e camătă oficială, nu? Dacă ar fi da, cu legitimație, bineînțeles. Legitimată. Revenind la întrebarea dumneavoastră, evident că... Nu e numai retorică și scârbă și furie. Sunt toate la un loc, multe altele la un loc. Cu siguranță există ceva în spatele. Nu cred în conspirații, mă feresc foarte mult, dar aici se vede cu ochiul liber că ceva există în spatele a ceea ce există acum și ceea ce ni s-a arat. Dar, una peste alta, cred că în principal, și cred că cu asta ar fi trebuit să începem, prin a-i felicita pe transportatori, au fost uniți,
Nu toți. Au fost hotărâți, parte din ei, marea majoritate, niciodată nu vor fi și 100%. Și aici s-a implicat politicul și unul din ei, adică o confederație a trădat. Dar au ieșit în stradă, au protestat și au obținut o victorie mare. Poate una dintre cele mai importante victorii care au fost obținute pe această cale a protestului în România. Și sunt de felicitat. Și eu mă alătur dumneavoastră și felicit, dar vă întreb așa, nu-mi place să operez cu dacă și cu parcă, e și deloc etic sau poate, cum vreți dumneavoastră să o luăm, deontologic. Dar dacă ar fi fost oare alt guvern în afară de guvernul ăsta, oare, dacă ar fi fost un guvern politic, Ponta sau altul, credeți că ar fi rezolvat lucrurile atât de cinstit, atât de onest, atât de corect, să-i spunem, atât de civilizat și uman, că eu am văzut o abordare, cu mici excepții, evident, o abordare camaraderească, adică nu cu dispreț și cu știu eu, cu dezgust față de mișcarea lor. Aceeași percepție am avut-o și eu, că guvernul actual a fost destul de implicat în această situație și a încercat din punct de vedere uman să rezolve problema. Și a trasat niște atât cât au competență, au trasat niște sarcini foarte clare care au fost puse totuși în practică și chiar vorbim despre cea ordonanță care a fost dată, care reglementează inclusiv prețul. E adevărat, încă o dată spunem, în noi Mărișor. Mărișor, dar mărișor, mult dar nu la 300 mai suportabil decât... Incomparabil. S-a revenit la ceea ce este normal, ce este firesc. Trebuie să ne raportăm la necesitățile societății în principal, da? Adică nu putem pune, nu știu, povestea cineva, nu știu amănunte tehnice, dar spunea cineva că un cap de tir, la un cap de tir plătește undeva la vreo 5.000 de euro, dar ar veni vreo 200 și ceva de milioane, aproape 250, 250. De la 22 de milioane, da, la 64 de milioane și acum la 240 la de milioane. La 240 de milioane, asigurarea numai pentru acel cap tractor, sau cum se cheamă, da, încă o dată, da, repet, scuze că nu, cap de nu tir, știu cap tractor, datele... Cel care, da, de fapt, ăla e utilajul, care trage, da, care, păi, încarcă, trebuie, și transportă... Trebuie să ne gândim că mai are și un vagon, da? Da. Acea remorcă sau cea din spate și aia trebuie asigurată. Da? Și mai sunt și alte taxe. Da, avem rovinetă, avem o grămadă impozite, nici impozitul local, unde este înregistrat, apropo de pierderea imensă, care va fi în urma plecării, a mutării sediului social a unor firme în Bulgaria sau în altă țară. Da, revenim la Bulgaria. Adică revenim la Bulgaria, ați amintit și dumneavoastră și mi-a rămas și mie un cer de retorică, așa un rezidu retoric, că am întrebat de ce întotdeauna Bulgaria e mult mai performantă și în turism, și în management, și în integrare europeană, și în nivel de trai, și mașinile în continuare se înmatriculează la ei fără probleme, multe, multe, multe altele, nu mai vorbim de încălzire centrală. Oare și pentru faptul că Parlamentul Bulgariei a fost asediat 2 săptămâni, aproape 3 săptămâni la rând de cetățenii bulgari, iar parlamentarii au stat ca niște șoricei, ca niște șobolani ascunși acolo sub protecția poliției? Oare și faptul acesta că simțul civic al bulgarilor este și solidaritatea lor civică și este infinit mai ridicată decât a românilor blegi și resemnați în lasă-mă mai gine așa? Poate a contribuit și lucrul ăsta. Nu râde, dar așa... Da, este o realitate. Dacă stăm și facem o analiză, așa este. Ne uităm inclusiv la Republica Moldova, unde cetățenii au ieșit în stradă, au asediat Parlamentul și chiar au făcut... Unioniști și anti-unioniști, da, nu contează, dar au ieșit. Nu și pe dintr-o fondul... parte vreo 150 de mii și dintr-o parte vreo 100 și ceva de mii. Sigur, în Bulgaria același lucru s-a întâmplat. Vorbim de Grecia, la fel. Nu mai vorbim de Franța, unde există acest, la 200 de această ani, știință, acest cult al protestului. Nu trebuie ajuns nu până mai acolo. Vorbim de Germania, când le-au luat sindicatele, mi-amintesc, sindicatele din siderurgie, în loc de 3,5 cât le-au promis,
3,5% le-au promis o mărire de salariu, au operat din acțiuni de criză economică o reducere de 0,75% din 3,5%. Veneau vreo 2 și ceva. Au ieșit 3 milioane de nemți în stradă în prima sâmbătă și în a doua sâmbătă au ieșit 12 milioane de nemți în stradă să protesteze împotriva jafului. Pentru ce 0,35%, 70% cât era? Da, protestul în sinea lui este bun, vedem, a ajutat aici, poți să creezi o anumită presiune, dar cu condiția să fie pașnic, totuși în măsura în care se poate, el trebuie manifestat în mod pașnic și dialogul trebuie să primeze aici. Dar îi forțez pe cei responsabili să vină la masa dialogului, la discuții. Și acolo se pot discuta foarte multe lucruri, pentru că nu întotdeauna din rea credință, deși la noi se vede că există mai întotdeauna rea credință, nu întotdeauna din rea credință se produc nenorociri de genul ăsta cu scumpirea unor servicii cu 300%. Poate se întâmplă să-și piardă simțul realității, să nu mai aibă contact cu realitatea și atunci nu știe ceea ce se întâmplă în societate. Eu cred că aici a fost ca o lovitură de stat eșuată, așa, să fac o comparație. Cred că a vrut să dea lovitura de grație capitalului românesc înglobat în transportatori, în cei care fac această afacere, care desfășoară această afacere, și am înțeles că la nivel național ar fi vreo 210.000 de aceste tiruri, transportul de mașini mari care transportă mărfuri în întreaga Europa. Vă mulțumesc pentru această prima introducere, această scurtă introducere. Revenim după un calup publicitar să vedem de unde vine RCA-ul ăsta, ce e cu el și ce se întâmplă și dacă acest armistițiu, acest intermezzo din relația transportatori politici nu este decât o câștigare de timp sau o tentativă de a câștiga timp pentru a te reîntoarce mai brutal împotriva acestei Breslau.